Noi nu mai suntem țară eligibilă pentru Alianța Globală de Vaccinuri și Imunizări, dar totuși ne-au oferit posibilitatea să implementăm acest vaccin. Pe noi ne costă vaccinul $4.6 per doză. Același producător, deci este vorba despre vaccinul Gardasil, când el pe piață, spre exemplu, Serbia sau Macedonia, achită în jur de $70 pe doză. Cred, practic, de 20 de ori mai ieftin noi plătim pentru un vaccin de calitate, pentru un vaccin care salvează vieți. Dacă se mă întorc înapoi, cum ai spus despre fundația lui Bill Gates, fundația lui Bill Gates deci sponsorizează mai multe organizații internaționale. Asta iarăși nu e un secret, dar ce e legat de vaccinuri? Nu putem spune iarăși. Deci vaccinul previne maladia. Vaccinul s-a demonstrat eficiență pe parcursul anului, este supus unor teste foarte, foarte riguroase. Comisia Globală pentru Siguranța Vaccinurilor, GAVX, este deci Agenția Europeană a Medicamentului, EMA, OMS-ul, UNICEF-ul, CDC-ul, PAHO, deci toate fac diferite studii prin care se arate că deci produsul dat este sigur, produsul dat poate preveni maladii, produsul dat deci nu oferă careva evenimente adverse grave, ce ține de autoritățile de sănătate din Republica Moldova. Deja au reacționat la toate evenimentele care s-au întâmplat în mass media, deci mediatizarea cazurilor date după vaccinare HPV. Dar fenomenul ăsta a fost demonstrat, deci prin toate studiile posibile, ele sunt mediatizate, sunt puse pe toate platformele științifice, ele sunt plasate și pe pagina Agenției Naționale de Sănătate Publică, sub bannerul vaccinarea HPV. Studiile au demonstrat că nu este nicio legătură între evenimentele adverse raportate și mediatizate, că fetițele pot rămâne cu careva sechele sau pot rămâne infertile. Deci e total invers. Deci fetițele vaccinate au o fertilitate crescută mai mult cu 30% decât cele nevaccinate. Asta este un studiu din Canada, un studiu din Australia, care a demonstrat lucrul ăsta.